Și să-i spunem la mulți ani, Flaviei, pentru că este ziua în care nu port sutien. Păi acum zici! S-a anunțat târziu, ne cerem scuze, se ține luni. La prima oră, fiți aici. Ziua în care nu port sutien. E adevărat că sutienul e o constrângere, cum se zice? Total, da! E o nasolie inventată de bărbat, nu știm de ce. Adică dacă îl pui pentru scopuri, mă rog, e mișto, dar așa nu e. Nu, eu deci nu pot sutien de obicei, eu nu. Primul lucru pe care îl faci când ajungi acasă, da. Deci nu e, nu, nici măcar nu te speli pe mâini, este să-ți dai jos sutienul. Este cea mai mare și eliberare pe care poți. După aia de cauciuc. Nu. Da, mă rog. Mingea sus la fileu. Zău, două, pe numesc că... Hați, zi! Păi era ca aia cu beca, cum dau chiloții, rup da, chiloții roșii, păi dacă mă strâng... Da. Mi se pare că sutienul e o minciunică majoră. Exact. Exact ca fusta asta, clopot, sau cum îi zici? Da, clopot, da. Gogoșar, asta... Da, că ai senzația că are picioarele mai subțiri decât... No? Da, și e un truc. Eu nu mă pricep că nu am o experiență, dar bă, băiatule, uneori când scăpați de lucrurile astea două, ești așa, bă, sigur, bă, sigur tu ești, adică... De unde și fața din această dimineață? Bă, eu le-am mai povestit fetelor, dar nu știu dacă pot să povestesc și la toată lumea. A. Când a venit-o într-un schimb, de, apropo de sutien, într-un schimb făcut între poporul român și poporul spaniol, când eram eu mai mic, prin 93, da. S-a produs un schimb. Intercambiu, cum se zice. Și fata aia... Deci stai, tu te-ai dus la ei? Și ea a venit la noi. Și a venit o fată la... Nu la mine, dar am vorbit cu fata la care stătea să vină și la mine fata asta. Iată și... la ce era bun acest intercambiu. Intercambiu cu aia. Așa. Și apăruse sutienul cu deschidere pe spate. Da. M-am chinuit 25 de minute într-o transpirație cruntă pentru că nu găseam oșu și baba. Deci nu mai vreau să-mi aduc aminte nici acum aiara dacă te uiți la noi mâncatea. Dacă te uiți la noi, să știi că nici acum n-am învățat. Băi frate, la că bă zic asta... Am învățat, dar nu mi-a mai trebuit la nimic. Era om trășit. Și ea derbedoaie că nici nu m-a ajutat un picuț, adică m-a lăsat de unul singur. Și ai tras cu dinții, ai făcut ca toate alea. Zic, o fi venit cu dăla de la fitness, de să pune cu dăla, dar nu a părut să... Eu eram învățat cu Braicofu, cu moș și babă, cum